Sunt mii de copii din județ ai căror părinți nu le pot oferi ceea ce merită pentru a merge la școală. Acum, în prag de nou an școlar, Centrul Social al Episcopiei Slatinei și Romanaților organizează o nouă ediție a campaniei Ajută și tu un școlar. Și anul acesta am organizat campania Ajută și tu un școlar, aflată la cea de-a 6-a ediție, în parteneriat cu Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Filiala Olt. Și noi, sectorul social, așa am gândit această campanie, să sprijinim copiii fără posibilitate de a-și cumpăra un ghiozdan nou, rechizite școlare pentru a începe cu fruntea sus anul școlar ca toți ceilalți copii. Persoanele dornice să se implice în campania Ajută și tu un școlar pot face donații la fiecare biserică din Slatina sau la Centrul Social al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Scopul campaniei este prevenirea abandonului școlar și ajutorarea acestor copii care au nevoie de un imbolt, de un sprijin, pentru a ajunge oameni mari de a-și câștiga pâinea singuri. Este o acțiune care vine în sprijinul miilor de copii din Olt, spune preotul Constantin Aldea. Anul acesta, campania se desfășoară până pe 15 septembrie, însă cei care doresc să doneze în continuare o pot face. Sprijinim copiii din centre de plasament, copiii cu dizabilități de la școala specială Balș, de la școala de educație inclusivă Balș și copiii de la centru social al episcopiei. De asemenea, sprijinim familiile persoane cu deficiențe de auz și vorbire din municipiul Slatina, la care preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a numit un preot care să oficieze slujbe în limbajul acesta mimico-gestual. Anul trecut, peste 2800 de copii din Olt au primit rechizite în urma desfășurării acestei campanii.